Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Începem emisiunea cu un subiect ce pare banal, dar este unul foarte serios și în același timp îngrijorător: apa. Doar 1% din apa de pe pământ este apă dulce care ne este la îndemână, adică din râuri, lacuri, lungi, văi. Schimbările climatice duc la secetă în tot mai multe zone, dar și acțiunile noastre, ale tuturor, afectează cantitatea și mai ales calitatea apei. Dezbatem subiectul cu invitata mea, doamna Orieta Hulea, este director World Wild Life Fund România. Bună ziua, mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. E un subiect foarte vast, știu asta, dar vreau măcar să devenim conștienți de acțiunile noastre și de faptul că de aceste acțiuni depinde nu apa pe care o vom avea mai târziu, peste ani, sau copiii noștri o vor avea, sau plante, legume, pești, nu? Haideți să vorbim așa, foarte pe scurt, cât se poate, despre câteva acțiuni pe care ar fi bine să le facem altfel. Este vorba de sănătatea noastră zilnică. Așa. Dincolo de faptul că pe viitor avem nevoie de apă, este important să acționăm în fiecare zi. Cred că un prim lucru pe care trebuie să-l facem este legat de câtă apă folosim, de risipa apei, să fim atenți la cât de mult lăsăm robinetul să curgă. Apoi este foarte important să nu poluăm apa prin acțiunile noastre și aici fie ca indivizi, prin substanțele chimice pe care le folosim în gospodării, cosmetice, produse farmaceutice, ele toate ajung în apă. Detergenți, produsele de curățenie, absolut. În chiuvetă, în mașina de... Absolut. Și pe lângă faptul că noi ca indivizi contribuim la această poluare, se adaugă și poluarea care vine din agricultură. Acele surse difuze, pentru că în agricultură se folosesc pesticide, insecticide, de aceea foarte multe astfel de substanțe chimice ajung în apele de suprafață și în apele subterane. Vorbim și de metale grele care se acumulează, vorbim de hormoni care mai nou au apărut în apă ca provenind din produsele farmaceutice, din produsele cosmetice. Este foarte important să ne gândim foarte bine ce aruncăm. Și o problemă majoră pe care o vedem cu toții este faptul că avem foarte mult plastic în apă. Și nu doar că aruncăm pur și simplu plasticul în ape, dar aruncându-l în diverse locuri, în timpul ploilor, acest plastic ajunge și el în apă. Este antrenat, ajunge în râuri, ajunge în Dunăre, din Dunăre ajunge în deltă și astfel facem un rău naturii. Și nouă înșine, pentru că depindem de sănătatea naturii. Este vorba doar de un singur concept de sănătate: sănătatea omului egal cu sănătatea naturii. Uleiul uzat? Uleiul uzat, absolut, nu se aruncă în chiuvetă. El se colectează și există posibilități pentru a-l preda în unități specializate care îl pot degrada. Suntem aici, trebuie foarte, foarte mare atenție, pentru că există această uzanță să se arunce rapid uleiul în chiuvetă. Este un produs foarte, foarte dăunător calității apei. Și să vorbim și despre râuri, despre, de fapt, zonele unde este apă, da, și unde, cum, ce acțiuni ale noastre... În timp, oamenii au încercat să regularizeze, au regularizat practic foarte multe cursuri de apă, încercând să se protejeze la inundații sau să scoată din circuitul natural anumite zone, de exemplu lungile inundabile, pentru a face agricultură. Toate acestea au schimbat circuitul natural al apei, au scos anumite zone, aceste lungi inundabile care funcționau ca niște bureți, practic, la inundații, absorbeau surplusul de apă și apoi îl redau în perioadele dintre viituri. Pe lângă faptul că fizic s-au pierdut aceste zone, ele au dispărut și cu toate resursele pe care le puneau la dispoziție. Pește, stuf și, dacă ne referim, de exemplu, crapul românesc, a scăzut populația de crap românesc datorită îndiguirilor din lungul Dunării. Toată suprafața de lungă inundabilă este o corelație directă între indiguire și dispariția acelor zone de reproducere foarte importante pentru crap și producția de crap românesc. Apropo de delta, știu că ați reușit să faceți ceva extraordinar acolo, spuneți-ne. Da, în delta avem un proiect de succes. Am redat deltei, o zonă care era folosită ca teren agricol, în mare parte abandonată, aparține comunității Mahmudia. De fapt, oamenii au fost de acord să pună la dispoziția naturii acest teren. Am făcut câteva breșe în dig, apa a revenit acolo, odată cu ea peștele, păsările, stuful, și oamenii de acolo pot să pescuiască, dar pot să-și genereze venit din activitățile de turism. Astfel de proiecte noi dorim să le replicăm în mai multe zone. Avem un alt proiect pe care îl finalizăm anul acesta în Mehedinți, unde pe 600 de hectare facem exact același lucru. Readucem viața acolo prin faptul că reconectăm această zonă la delta. Și sperăm ca locuitorii de acolo să se bucure și ei de bogăția pe care natura le-o dă. Nu doar biodiversitatea este cea care beneficiază, ci și oamenii, pentru că atunci când vorbim de biodiversitate, vorbim de fapt de resurse naturale și pentru oameni. Deci sunt legate, practic. Și tot în delta mai aveți un program? Am început un program legat de plastic, da. Patrula Zero Plastic. Noi avem un program mai mare care se cheamă Zero Plastic în natură. Ne dorim să scoatem definitiv plasticul din natură, dar în delta avem o barcă electrică cu care ne deplasăm pe anumite canale și încercăm să vedem unde sunt zonele în care se acumulează plastic, care sunt factorii care duc la aceste acumulări de plastic și încercăm cu autoritățile să găsim soluții pentru a reduce această problemă, care pe lângă aspectul dezagreabil este una și care impactează negativ mediul de acolo. Și mi-a atras atenția că în 2020 ați colectat peste o tonă de plastic de acolo? Da, și credeți-mă că e puțin. Pe lângă cât e? Cât mai este. Și vorbim de plasticul care migrează, deci care este adus de Dunăre sau din alte zone prin precipitații, dar și plasticul care este acolo de foarte multă vreme sau și nu este colectat. Ce le spuneți oamenilor care sunt obișnuiți, cel puțin la țară, să arunce gunoaiele, că-i plastic, că-i altceva, pe marginea râurilor sau pe vale și tot, până la urmă tot în apă ajunge? Să nu mai fac acest lucru, să învețe să colecteze separat. Acum există din ce în ce mai mult și acest proces pe care autoritățile încearcă să-l implementeze cu salubriști care să ridice. Unde există. Au fost probleme și în București, dar în unde nu, să-l colecteze separat și să nu îl arunce, să nu ajungă în gropile de gunoi, pur și simplu să găsească soluții pe plan local, pentru că acest plastic, măcar peturile trebuie să dispară. Ele trebuie colectate și duse acolo unde se pot recicla. Da, oamenii cumva nu înțeleg în ce fel le face rău că aruncă o sticlă de plastic, nu? Noi spunem așa, natura este casa noastră. Oare acasă aruncăm plasticul pe oriunde? Trebuie să ne comportăm și în natură exact așa cum ne comportăm și la noi acasă. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E nevoie de educație, este nevoie de informare foarte, foarte mult. Și ar mai fi un factor faptul că am ajuns cu casele, cu construcțiile, cu zonele în care s-a construit foarte, foarte aproape de construcțiile ape. În zonele inundabile nu ar trebui să fie permise, pentru că există un risc foarte mare pentru cei care locuiesc acolo, iar lungile râurilor sau zonele din lungul râurilor care pot fi transformate în zone umede care să preia viiturile, trebuiesc incluse în astfel de proiecte de reconstrucție ecologică și în felul acesta pot fi protejate și localitățile. Este important să protejăm oamenii și acolo unde este necesar să avem diguri care să protejeze proprietățile. Dar digurile nu sunt singura soluție și trebuie gândite măsuri integrate amonte, aval de localități pentru a crea astfel de buzunare de retenție. La fel și în orașe este foarte important să ne gândim că că acolo unde un râu traversează un oraș, el este, poate genera un microclimat, mai ales în perioadele de vară, poate să crească umezeala, dar poate să fie o zonă plină de natură, în care oamenii să vină și să se recreeze pe malul râului și nu neapărat o zonă betonată care nu ajută nici măcar în perioadele cu ploi foarte, foarte abundente, pentru că apa nu se poate infiltra. Așa e, și oricum suntem sufocați de betoane în orașe, exact. Deci natura e binevenită. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru tot ce faceți. Mulțumesc! Mai departe